Mulți oameni, inclusiv unii cercetători, consideră că un pahar de vin roșu pe zi este o parte importantă a unei diete sănătoase, în timp ce alții cred că beneficiile vinului sunt supraevaluate. Studiile au arătat în mod repetat că un consum moderat de vin roșu pare să scadă riscul mai multor afecțiuni, inclusiv a bolilor de inimă. Cu toate acestea, există o linie fină între aportul moderat și aportul excesiv de vin. Conform doc.ro, vinul roșu este produs prin zdrobirea și fermentarea strugurilor de culoare închisă întregi, cu tot cu coajă și ciorchine. Există multe tipuri de vin roșu, care variază după gust și culoare. Soiurile comune includ Merlot, Cabernet, Sauvignon și Pinot Noir. Iar conținutul de alcool variază de obicei între 12-15%. Consumul de cantități moderate de vin roșu ar putea avea beneficii pentru sănătate, mai ales datorită conținutului său ridicat de antioxidanți puternici. Strugurii sunt bogați în antioxidanți, inclusiv resveratrol, catechină și epicatechină. Specialiștii consideră că acești antioxidanți, în special resveratrolul, este responsabil de beneficiile pentru sănătate ale vinului roșu. Acestea pot reduce daunele oxidative din organism. De asemenea, pot ajuta la prevenirea bolilor de inimă și a cancerului. Resveratrolul se găsește în coaja strugurilor și este produs de unele plante ca răspuns la leziuni. Acest antioxidant a fost legat de numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv boli cardiace, cancer, boala Alzheimer, diabet, inflamație și infecție. Cu toate acestea, conținutul de resveratrol este destul de redus în cazul vinului roșu. De aceea, medicii recomandă completarea dietei cu un supliment alimentar pe bază de resveratrol în locul consumului exagerat de vin. Cantitățile mici de vin roșu sunt corelate cu mai multe beneficii pentru sănătate decât orice altă băutură alcoolică. Persoanele care beau aproximativ 150 de mililitri de vin roșu pe zi par să aibă un risc cu aproximativ 32% mai mic de boli cardiovasculare decât cei care beau alte tipuri de alcool, printre care și bere. Cu toate acestea, un aport mai mare crește dramatic riscul de boli de inimă. În plus, consumul de 1-3 pahare de vin roșu pe zi, 3-4 zile din săptămână, poate reduce riscul de accident vascular cerebral la bărbați de vârstă mijlocie. Multe studii au arătat că cei care consumă moderat vin roșu prezintă un risc mai mic de deces din cauza bolilor de inimă, în comparație cu cei care nu beau deloc sau cei care beau bere și alte băuturi alcoolice.